În așteptarea mijloacelor de transport în comun, de-a lungul anilor, oamenii din Medgidie au fost nevoiți să îndure condițiile meteorologice nefavorabile sub cerul liber. Asta deoarece multe dintre spațiile destinate adăpostirii călătorilor arătau necorespunzător sau erau distruse. Vestea că toate refugiile vor fi înlocuite a fost una bună. Lucrarea face parte din proiectul european de reabilitare și modernizare străzi, pod rutier, parcări și stații de autobuz. Proiectul face parte din proiectul POD, strada Vâlcerilor, parcări rezidențiale, zona de nord și zona orașului nou. Se adaugă la acestea cele 49 de stații de maxi-taxi. Până acum au fost montate 17, mai sunt în stand-by 32. Ele vor face parte dintr-un pachet care va fi licitat la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lunii martie, cu termen de finalizare 30 iunie, astfel încât toate cele 49 de stații să fie montate. Cetățenii au așteptat nerăbdători montarea noilor stații, însă la vederea acestora, mulți oameni au rămas dezamăgiți de lipsa băncuțelor, dar și de faptul că nu există părți laterale care să-i protejeze de vânt și precipitații, așa cum promiteau autoritățile. Urâte! De ce spuneți? Cum ați fi vrut noastră ca să fie aceste noi stații? Curățenie, să nu ploaie, să fie adăpost. S-a montat cam târziu, s-a montat și văd că a început să cam dispară din ele. Asta, la două, a fost parte, văd că le-a montat iar. Dar ca model, sunteți mulțumit cum arată? Da, totuși mai trebuia ceva, ca să fiu sincer. Așa, puțin așa, că bate vântul de aici și dacă vine și ploaia, vă dați seama. Așa, măcar să stea un puțin până aici, așa, să stea acoperit sub... Sunt foarte frumoase, sunt și aspectoase și, în primul rând, ca să nu le mai distrugă. Văd că sunt toate din fer. Cred că, am impresia că e gândit bine. Întrebat despre diferența dintre modelul stațiilor de transport în comun anunțat și cele montate, edilul orașului răspunde. Pentru că am constatat în proiect că acestea erau trecute opțional și la momentul la care ar fi trebuit să facem opțiunea pentru extinderea cu aceste facilități, nu s-a făcut la timp, practic, din partea primăriei solicitarea respectivă. Există aprovizionate coșurile de gunoi pentru zona acestor stații, sunt 80 de coșuri care vor fi montate odată cu montarea restului de stații și probabil că în viitor vom cumpăra și laterale pentru stațiile astea, pentru că ele să protejeze pe timp de iarnă sau pe timp în care bate vântul, să protejeze cetățenii care îi așteaptă. Proiectul a fost derulat cu fonduri europene nerambursabile. Potrivit autorităților locale, stațiile vor fi completate în viitor și cu părți laterale pentru a oferi condiții mai bune cetățenilor. Până atunci, oamenii trebuie să spere că noile stații nu vor fi distruse în totalitate. Asta dacă avem în vedere faptul că vandalii au distrus deja un astfel de amplasament la nici o lună de la montarea acestuia.